Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu o etalare altfel decât cele cu care v-ați obișnuit până acum, inspirată din spiritul animalelor. De asta dată vin în fața voastră și încerc să etalez ceva, nu știu, vedem ce am primit pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni pentru august 2019. Am văzut la un moment dat, în timp ce amestecam, Păianjenul și broscuța țestoasă. Broscuța țestoasă este semn de apă. Puteți să ascultați eventual mai mult despre această carte la semnul peștilor. Păianjenul este reprezentat de simbolul pământului și cred că pentru unii dintre voi, bine, sunt multiple variantele, dar acum mă gândesc la una. Peste o jumătate de oră, probabil că aș putea să spun încă vreo 3-4, chiar și acum aș putea, dar trebuie să selectez. Păianjenul înseamnă expansiune, înseamnă o rețea de relații, de interese, de situații, în avantajul vostru, evident că păianjenul țese ceea ce este în avantajul lui. Și este oarecum similar cu regina de monede. Adică, cu alte cuvinte, își pregătește rețeaua, pânza pe care să adune abundența ce urmează să, nu știu, să o culeagă. Probabil că unii dintre voi lucrați la crearea acestei rețele. În general, gemenii sunt foarte comunicativi, sociabili și poate și prin comunicare web, prin internet, comunicați poate ori cu cineva în semn de apă, că am văzut broscuța țestoasă, ori cineva care vă emoționează, că este simbolul apei, da, alchimica al apei. Persoana în sine simt că acum este sau nu doar acum, periodic are momente când se retrage în carapacea sa și poate voi care vreți tot timpul să aflați, să vedeți ce se întâmplă, sunteți un pic nedumeriți de genul acesta de acțiune. Bine, cam așa acționează cam toate semnele de apă, dar evident că nu e obligatoriu să fie semn de apă. Poate este cineva care are planete sau, în fine, are nevoie de un pic de introspecție în relația cu dumneavoastră. Poate să fie relație profesională, familială, emoțională, intimă, de dragoste, de care vreți voi. V-aș dori din suflet să nu vă fixați musai pe persoane. Se poate ca energiile pe care le vedem și în tarot, v-am zis de nu știu câte ori, și în aceste cărți, să reprezinte situații. Haideți să vedem ce cărți apar pentru Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Mai devreme să reau acum, vedem cât vor să vorbească. Gemeni. Un mesaj de la natură, spiritul animalelor, ce vrea să ne transmită pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în cer. Libelula. Interesant. Iar semn de apă, iar semn de aer. Broscuța și molia. Și atunci rămân aici. Aici avem o căprioară. Da. Interesant, interesant, interesant. Deci, libelula. Aici cred că sunteți voi.
Și aici cred că sunt ei. Dar evident că puteți inversa pozițiile. Și puteți din toată povestea să vă luați măcar un mesaj. Nu vă fixați pe întreaga povestire. Am vorbit despre libelula la pește, am vorbit despre molie la balanță și cred că un pic și la berbec. Am vorbit despre broscuță la fecioară. Dacă asta vă spune ceva, rămâne de văzut. Dar în primul rând asta a venit, da? Evident că e semn de aer. Poate să reprezinte pentru unii persoana cealaltă. Eu simt că acestea două sunt mai mult pentru voi. Da? Și atunci aș avea o variantă. Sau relația în sine. În general, libelula este o insectă, una dintre cele mai delicate și cele mai firave insecte, da, zburătoare. E chiar inspirantă. Cred că am spus la Taur, a fost un artist în anii 1920, artist francez, Lalique, foarte talentat acest artist, care printre sursele sale de inspirație, de fapt, s-a lansat prin obiecte inspirate din această insectă zburătoare. Unde vreau să ajung. Nu vreau, deocamdată nu fac istoria artei. Vreau să spun că este foarte inspirant. Dacă e un personaj, e posibil ca acest personaj să vă fascineze. Ori prin felul său de a se versatil, e o persoană oarecum versatilă. Și nu doar atât, am spus-o și în alte prezentări. Simt că există niște conotații sexuale, erotice, în legătură cu această persoană sau această situație. Ideea este că această carte este prezentată ca fiind un manipulator, uneori. Comunică atât de bine, dar comunică în așa fel încât să-și împlinească dorințele, care nu sunt tocmai stabile. Pentru cei care sunteți doritori de stabilitate, s-ar putea persoana sau situația în sine să vă destabilizeze. Asta spun pentru că știu, deși multă lume, nu știu de ce, nu vede și aspectul ăsta. Știu că mulți gemeni, chiar dacă sunt sociabili, chiar dacă sunt vorbăreți, își doresc stabilitatea. Poate cândva o să vă explic de ce am această încredere în dorința gemenilor de stabilitate, despre care mai puțin vorbesc. Și situația în care unii dintre voi vă aflați, sau personajul acesta, nu e obligatoriu să fie semn de aer. V-am zis, poate este ceva în aer, în aerul din jurul persoanei care vă fascinează. Și vă fascinează și în așa fel încât vă instigă oarecum la explorare erotică. Pe unii dintre voi, evident, nu pe toată lumea. Nu pe toată lumea. Luați măcar o parte din mesaj. Ideea este că poate ați început o relație, poate sunteți într-un moment de impas al relației. Pentru că aveți aici și molia, molia care este atrasă de foc, de lumină. Nu contează cât este de riscantă această lumină, această flacără către care simte nevoia neapărat să ajungă, să zboare. Și eu cred că, într-un fel, voi, semne de aer, ați încercat să comunicați, să faceți așa oarecum, să tatonați terenul, persoana sau situația, pentru că v-a atras foarte mult. Ca flacăra
de care este atrasă molia. Posibil unii dintre voi să fie ajuns să vă implicați oarecum emoțional în această relație sau cu această persoană. Dar revin, simt că unii dintre voi sunteți chemați să preluați energia broscuței, care este semnul alchimic al apei, reprezintă semnul apei. Nu este obligatoriu să fie semn de apă. Eu simt că poate unii dintre voi trebuie să vă întoarceți oarecum la matca voastră. Broscuța, am spus, stă foarte mult în apă până să sară țup-țup pe mal. Și de acolo sare dintr-una într-alta. Poate că ați sărit prea repede în această relație cu acest personaj și fascinant, da? Strălucitor personajul, într-un fel sau altul. Nu e musai să arate frumos. Poate e o aură, e aerul din jurul, vibrația. Felul în care bate din aripi, felul în care vorbește sau bate din gene sau eu știu ce transmite, vibrații. Erotice pentru unii dintre voi, unii dintre ei. Și v-a atras, v-a pus pe jar. Dar ce face molia când ajunge prea aproape de foc? Își arde aripioarele. Unii dintre voi, posibil să fie experimentat deja această stare. Ați o simțiți, oarecum o intuiți, cei care sunteți conectați un pic mai mult la intuiție și la emoțiile voastre. Dacă nu, sunteți chemați să reveniți un pic la apele inițiale, la emoțiile voastre și să nu mai tratați lucrurile doar la nivel mental. Eventual, pentru cei care se bazează foarte mult pe comunicarea relației, fiind gemeni, aveți nevoie de comunicare, trebuie să înțelegeți că poate cu semnele de apă sau cu orice, uite, chiar și cu semnele de pământ sau și cu semnele de foc, uneori trebuie să comunicăm și emoțional. Dar ca să ajungem să comunicăm în emoțional, trebuie să știm să comunicăm cu noi emoțional. Și revin la broscuță. Ce înseamnă broscuța? Broscuța înseamnă chemarea la curățare emoțională. Dacă v-ați încărcat emoțional în această relație, în această situație care v-a cam ars niște circuite, sunteți chemați să vă întoarceți un pic în sinea voastră, în locul în care vă simțiți voi comod sau comozi, în acasă. Că de fapt broscuța e chemată periodic să se întoarcă în lăcșorul ei, în râul ei, să se curețe energetic de tot ce acumulează în țopăiturile sale, în relațiile sale, care uneori sunt de scurtă durată. Că sunt proiecte, că sunt situații, că sunt relații, că sunt persoane, voi știți. Ideea este că sunteți chemați să vă întoarceți la emoțiile voastre și să le curățați în primul rând. Pentru că toți absorbim, mai mult sau mai puțin, bine, cei cu semne de apă absorb mai mult, cei cu semne de aer poate mai puțin, dar depinde de planete. Nici aici nu pot să bag mâna în foc că n-ați fi simțitor. Ba nu, puteți fi foarte simțitor, dar depinde de planete. Ei. Și în momentul în care vă curățați emoțional de această situație, e o situație riscantă. Amândouă sunt zburătoare, amândouă reprezintă semnul aerului. Dar sunt riscante. Sunt riscante. Și v-am zis, libelula reprezintă o persoană manipulatoare și molia, evident, o situație care nu se termină cu un final nefericit. În sensul că nu vă puteți bucura de această flacără, de acest foc pe o perioadă mai îndelungată. Sau trebuie să faceți o pauză, să vă depărtați un pic, să vă îndepărtați de acest foc, de această pasiune, de această situație sau individ sau individă, așa să vă îndepărtați, cât să vă protejați un pic aripile, să vă duceți un pic în lăcșorul vostru, în locul în care vă simțiți confortabil emoțional și să faceți un pic de curățare emoțională. Și în momentul în care reveniți pe pământ sau reveniți mai aproape de flacără, aveți o altă perspectivă în primul rând, aveți o altă vibrație și poate o altă viziune. O altă viziune, veți înțelege mai bine sau veți ști mai bine să comunicați sau veți înțelege situația mai bine.
Ideea e că broscuța, după ce se curăță, începe să primească abundența. Da? Că vă merge mai bine în relație, că vă merge mai bine în situația respectivă, care inițial părea riscantă, sau pur și simplu reușiți să vă detașați, dacă vă îndepărtați de flacără, poate vedeți altceva mai sigur către care să zburați. Sau reveniți pe pământ și săriți într-o situație care vă este mai prielnică. Să nu uităm și transformarea prin care unele broscuțe sunt chemate să treacă. Dar asta poate să se întâmple doar într-o dragoste adevărată. Da? Deci broscuța s-a transformat în prinț doar prin puterea dragostei. Ceea ce, fără supărare, acestea două nu prea vorbesc despre o dragoste adevărată și profundă, cât mai mult despre o situație riscantă, plăcută, decorativă, decorativă, erotică, pasională, dar destul de riscantă. Și nu trebuie să vă spun eu, și voi puteți să vedeți că nici una din nici cealaltă nu oferă stabilitate și siguranță. Și totuși, broscuța are nevoie de cât de cât stabilitate. Chiar dacă trece dintr-un proiect din altul, că așa fac gemenii și știu că am și un Marte în gemeni, ne atrag diferite idei, diferite concepte. Bine, pe unii poate persoane, pe alții situații, da? Dar aveți nevoie de pământ. Aveți nevoie de... Și unii dintre voi aveți mare nevoie de dragoste. Unii dintre voi aveți mare nevoie de dragoste. Dar, ca să atrageți această dragoste mare, evident că ar trebui, așa simt eu, ar trebui să lăsați în urmă această situație riscantă. Așa simt. Aici, la capătul acestui set de cărți, aveți o căprioară, semn de pământ, da? Înseamnă stabilitate, în primul rând. Căprioara este similară oarecum cu regina de monede sau cu prințesa de monede. Am zis, regina era pe ea în genunchi. Prințesa de monede. Dar, trecând peste aspectul ăsta, căprioara, ca să se simtă protejată, are nevoie de cerb, da? Broscuța are nevoie de acea dragoste puternică aptă să o transforme în prinț, în prințesă. Și voi ce trebuie să faceți? Să vă retrageți, să nu vă duceți așa aproape de acest foc. Să vă retrageți în lăcșorul vostru, să vă curățați energetic, emoțional. Și să începeți să manifestați această energie, care este o energie feminină, maternă, blândă, duioasă. Și totuși precaută, să începeți să manifestați un pic de atenție. Și să selectați cu mare grijă. Eventual să vă folosiți ce? Năsucul, intuiția. Da? Intuiția. Și poate o perioadă trebuie să stați un pic mai în emoțiile voastre, ca această scoică, iar semn de apă. Pentru că ce face scoica? Scoica concepe ceva valoros, o perluță, da? Ceva valoros. Deci, un pic de precauție și de grijă față de voi înșivă, în primul rând, da? Puteți să aveți acest spirit matern. Nu contează ce sex sunteți, față de voi înșivă. Pentru că în momentul în care le manifestați, evident că nu aveți cum să atrageți altceva decât ceva pe măsura valorii, da, vorbim de pământ, valorii voastre. Și atunci, doar prin curățare emoțională și energetică, vă înțelegeți valoarea, de valoare am vorbit și la fecioară când am discutat despre triunghiul acesta galben, ca de aur, da? Are o valoare. Dar trebuie să vă vedeți, să vă transformați. Pentru că după aceea ce vine? Vine elefantul.
vine o mare protecție, o mare spor. Vine, poate să fie semn de foc, dar nu e obligatoriu. Vine cineva care vă poate proteja și care poate să lupte pentru voi. Sau să dărâme toate blocajele sau toate amintirile neplăcute din situații de genul molie și libelulă. Așa simt. Elefantul, din punct de vedere intim, nu se compară cu libelula. În primul rând, este conectat la spiritualitate. Avem două focuri, da? Prima chakră, prima, a doua, să zicem. E un simbol falic pe care unii puteți să-l recunoașteți. Și aici avem, dar e incomparabil cu elefantului, da? Și mai are al treilea ochi. Puteți să vedeți viitorul în relație cu acest personaj sau după ce faceți schimbarea care trebuie făcută. Pentru că am spus, broscuța are nevoie de apă, are nevoie de un timp de curățare. Și atunci trebuie să vă spălați aripioarele în cazul în care nu sunt arse în totalitate, să vi le curățați, să vi le repictați eventual și să așteptați acea dragoste. Poate să fie și un personaj care vine, da? E posibil. Un personaj de genul acestei căprioare care clar că e aptă să ofere o dragoste imensă. Sunt curioasă cu cine rezonează această etalare. Sper că, de fapt, sunt curioasă cum vi se pare acest gen de etalare, nu doar cum rezonează. Și aștept să ne revedem în etalările următoare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, vă pup!